ziua, bună ziua, flamingoși! Eu sunt Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii vorbim despre ce a făcut România la Liverpool, la Eurovision. Aflăm că în curând ne vor cânta la anunți roboții. Am creat un sintetizator de voce artificială, adică poți lua vocea cuiva și o transformi în vocea altcuiva. Și vă spun care este primul influencer de prostată din România. Nu mai păcătuiți și să începem! Data trecută am vorbit despre Eurovision și am spus că nu înțeleg de ce se tot merge pe romgleza asta. Încă nu s-a înțeles că Eurovisionul nu este un concurs de promovare a limbii române. Eu cred că Teodor nu se va califica în final. Și uite că nu s-a calificat în final. Că a fost piesa în română n-a fost singura problemă, punerea în scenă în sine a fost mai rea decât mă așteptam, nu s-a întâmplat nimic acolo, mai mult s-a dus și cu varianta acustică. Adică după ce căia din public n-au înțeles nimic jumătate de piesă, au mai și murit de plictiseală. Singura coreografie a fost că la final a venit o gagică și l-a mânjit cu niște nămol de Tekirgül, care e o comună lângă Liverpool. El a cântat bine săracul, dar nu-i de ajuns. Și apropo de limbă, pe locul 2 s-a clasat Finlanda, care a venit cu o piesă în limba lor, în elfă. Bă, băiatule, dar zici că a fost Antold pe scenă. Pe locul 3, Israel, ce-ți mai comentez, că aș pleca acum. Acum aș pleca în pelerinaj. Și pe locul 1, Suedia, Loreen devine prima femeie care câștigă de două ori concursul. Mai câștigase în anii 80 Johnny Logan pentru Irlanda. Iar Loreen anul ăsta câștigă cu piesa Tattoo. Și nu întâmplător a câștigat Suedia, am mai povestit la un moment dat. Suedia investește ca stat în muzică din 1940. Au probabil cea mai bună școală publică de muzică din lume. Ba chiar e și obligatorie muzica în școală în anumită măsură. E gratuit studiul muzicii în anumite limite. Au până și after school de muzică. Mulți dintre cei mai talentați și instruiți producători din lume sunt suedezi. Iar multe dintre starurile mondiale ale muzicii, de la Britney Spears și Backstreet Boys până la Pink și The Weeknd, au atins cele mai înalte performanțe datorită producătorilor și songwriterilor suedezi și nu mă refer doar la Max Martin și Red One. Dacă stai să te uiți pe line-up-ul unui festival de muzică electronică, vezi că sunt cam suedezi. De la Axwell, Ingrosso, Alesso, Eric Pride, Zaron Chupa, Galantis, Avicii, Ripsăracu, până și Dr. Alban și Salvatore Ganacci, chiar dacă nu suedezi, acolo s-au instruit și acolo au învățat. Și acum să ne gândim cam cum arată așa, în linii mari, trendingul muzicii românești în ultimii 5 ani. Așa că până să sperăm noi la mari performanțe, hai să privim imaginea de ansamblu, să recunoaștem că nu prea ne pricepem, să nu ne mai înjurăm participanții, cei pe care România îi trimite la Eurovision și poate luăm și o pauză de Eurovision de vreo 10 ani, așa. Și în felul ăsta economisim vreo 300.000 de euro pe an, cam atâta costă participarea României la Eurovision. Și poate banii ăștia se duc în niște școli de muzică și mai vedem după. Eu aș mai participa la Eurovision doar dacă s-ar da voie cu AI. Pentru că pe partea asta suntem bazați, îl avem pe Sebastian Dobrincu. El a făcut o chestie super șmecheră, că e creier pe calculatoare. A făcut un robot pe care l-a învățat să cânte ca The Weeknd. Am creat un sintetizator de voce artificială, adică poți lua vocea cuiva și o transformi în vocea altcuiva și l-am lăsat câteva zile să se antreneze pe vocea lui The Weeknd. Apoi, folosind filtrul ăsta de voce, Sebastian cântă ca The Weeknd. Deci atenție, ce urmează este zero voce de-a lui The Weeknd, 100% vocea mea transformată în stilul vocii lui The Weeknd. Fiți atenți! I just can't say I don't love you, cause I love you.
Mi se pare extraordinar pentru viitor. Sunt curios la ce se va ajunge. De fapt, știu, o să vrei să-ți cânte Andra la nuntă și nu o să ai atâția bani, așa că o să suni un băiat care se pricepe la calculatoare și o să-i zici să-ți facă un filtru din ăsta, un robot din ăsta și să vezi cum o să-ți cânte nașa sau sorta la nuntă toată noaptea ca Andra, ca ce tara vrei tu. Îi sugerez totuși lui Sebi, ca să fie mai elocventă demonstrația, să cânte ceva cu vocea lui The Weeknd, dar ceva ce nu cânte el. Să cânte ceva în română sau în engleză, dar cu alte versuri. Ceva de la Rihanna, nu știu. Sau de la Vama, că tot i-am văzut la Sound Clash, battle-ul dintre Vama și Chilafonic. Și chiar a fost un show bun, au trecut prin mai multe probe, au cântat ambii același cover. Someone to hear your prayers, someone who's there. Reach out, touch faith. Kila a cântat piesă de la Vama, Vama a cântat piesă de la Kila. Sigur a fost ca de obicei funny, actor, rocker. Kila m-a surprins cu cât de versatil e. Și mă prefac că spire când mă vede lumea. Oricum o să fie bine pentru noi într-un final. Contanța înapoi vibia. Substanța se doaie ca materia. Tudor l-a avut invitat pe Puia și a ieșit un moment blană. Dacă ele căzătoare, Chilafonic a adus șatra din nou împreună după câțiva ani și au rupt scena cu energia lor cam prima zi a trupei. A fost ok chiar și reacția lui Kila când s-a anunțat că Vama a câștigat battle-ul. Kila s-a oficat puțin, dar până la urmă de-aia zice Clash, să iasă și niște scântei. O să mai facem chestii împreună atâta timp cât o să fim corecți. Pentru că eu și cu oamenii ăștia de aici avem cu totul și cu totul altă părere și am demonstrat-o prin plămânii și energia noastră. Așa că shut the fuck up! Tudor, Tudor Vama, tot respectul, șmecherie, dar Red Bull, what the fuck are you? Fraților, vă pup! Și n-a lipsit nici emoția. Ăsta a fost un moment pe care, din păcate, Super Red l-a transformat într-unul foarte cringe. Eu înțeleg atitudinea șatra și rebeliunea, dar nu era locul acolo, nu era momentul în contextul ăla. Și nu că mi s-a părut mie cringe că sunt eu ăla conservator, că pe lângă mine erau oameni de la 15 ani la 40 plus și reacția generală că am fost, what the fuck, ce-a fost asta? Dar na, unii pur și simplu nu simt chestiile astea de finețe, n-au niciun filtru. Și tot Super Red a oferit și imaginea serii, pe care eu n-am văzut-o live, că eram mai departe și nu-mi pare rău deloc. Dar am primit-o prin airdrop în timpul concertului, pentru că erau oameni care o împrăștiau random pe acolo. Deci nici nu e un trucaj sau ceva, pentru că n-ar fi fost timp fizic să faci așa ceva în timpul concertului. Pe filmare, pe live, pe net, nu este surprins momentul, dar aceasta este imaginea, cenzurată, bineînțeles, dar vă asigur că sunt acolo canalul Dunăre Marea Neagră și perlele coroanei în toată splendoarea lor. Deci stau să mă gândesc că asta, practic, a făcut parte din coreografia lui. Deci lui s-a părut că asta ar fi o chestie cool pe care noi vrem să o vedem. Și credeți-mă că nu vreți să vedeți ce acolo, că e grădina botanică, i-am văzut și prostata. Cred că pe aia din primele rânduri au sărit și niște tărzănei. Dar trebuie să recunosc că Super Red a făcut o super mișcare de marketing. El va deveni cu siguranță primul influencer urologic din România. Când prostata-ți joacă feste, ai la îndemână un ajutor.
Vreau să vă fac cunoștință cu cei mai periculoși vagabonzi din Brăila. Andrei Bânădă, probabil pentru că e bandit, cântă centru și ca orice trapper care se respectă și începe clipul lângă o mașină. Numai că mașina este una expusă la reprezentanță, dar el tot pe noi ne face muritor de foame. Băi, hai că las și eu piesa asta aici, băi, muritor de foame. El spune că ne taie dacă ne luăm de frații lui, ne taie. Nu fiți mardoi adevărat, dacă te iei de frații mei, tot tăie în instant. Și au și cu ce, că sunt armați până în dinți. Nu chiar cu săbii, dar cu niște cuțite de la Maixa din sertar, cu niște topoare de la taxumare din curte. Băi, mai ceva ca la Bobâlna. Vino fiți doi dacă vrei să-ți faci o cruce. Săbii, topoare, noi mereu nu dăm pe bune. Săbii, topoare, noi mereu nu dăm pe bune. Treceți batalioane române carpați. El spune că are brigadă mare. Probabil că se referă la grupa mare. Are brigadă de la grupa mare. Frați, mereu aproape suntem brigadă mare. Pup, 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 vreau să stau și eu aici. Vă zic eu, pe ăsta l-a lăsat Maixa afară cu condiția să-l ia și pe frasul ăla mic. Ce vouă nu vă făceau așa? Paradoxal este că acest clip interlop a fost filmat chiar în fața teatrului din Brăila. Deci există speranță. Nu venit în Brăila, orașul de șmecher, nu fiți mardoi adevărat. Cu mare bucurie vă anunț că Pisimolul, știți despre ce este vorba, va fi prezent între 19 și 21 mai la Pet Expo, la Romaero. Pet Expo este târgul tuturor animăluțelor, iar Pisimolul va fi prezent la eveniment cu un stand cu o mulțime de articole pentru pisici. Este prima trecere a magazinului din online în fizic, așa că suntem foarte entuziasmați. Din păcate, eu nu voi putea fi acolo, pentru că, din fericire, merg la nunta surorii mele. Dar vă invit pe voi, toți iubitorii și posesorii de pisici și animale de companie, să fiți acolo alături de noi. În acest sens, vă pun la dispoziție 50 de invitații pentru intrare gratuită la Pet Expo. Trebuie doar să-i dați un mesaj lui Sarsailă, prezentatorul lui Sarsa, pe Instagram, să-i spuneți: hei, Sarsa, bună, uite, aș vrea și eu o invitație la Pet Expo, și o veți primi, e atât de simplu, bineînțeles, în limita numărului disponibil. Deci Pisimolul la Pet Expo între 19 și 21 mai la Romaero. Astăzi la Anonymous Music vă fac cunoștință cu o artistă care cântă un cover după Coil Ray, Players, și o face foarte bine. Numele ei este Sabrina Stoica, piesa are 80.000 de vizualizări, dar eu cred că sunt fake după numărul de like-uri și comentarii. În orice caz merită mai mult, are pe canalul ei și o piesă proprie recentă, așa că hai cu spam în comentarii cu Vin de la Coțofan. Hold up, if you don't know, now you know. If you go, then you gotta let him go. You can have anybody, any money more. Piesa pe care o pun pe repeat are vreo luniță și vreo 5 milioane de vizualizări, deci nu e chiar atât de cunoscută încă. Vine de la Disco Purple Machine și Kangs, îți dă cu dans și se numește Substitution. Poliția muzicii se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestiile voastre și le aștept în continuare pe Instagramul meu, pe Facebook-ul meu, chiar și pe TikTok. Pentru pasionații de muzică ne vedem peste vreo 2 săptămâni cu poliția, iar pentru pasionații de fotbal ne vedem săptămânal la Frășoșoi Show. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.